Portarul Alexandru Buzbuchi, devenit titular la farul Constanța după plecarea lui Mariana Ioan la Rapida, a ajuns în partida cu FCSB la 100 de meciuri disputate în prima liga a fotbalului românesc. În vârstă de 30 de ani, Buzu are evoluții solide în poarta campioanei României. Deși a fost învins odată, în minutul 82 cu FCSB, liderul Superligii impunându-se astfel cu 1-0 la, la Ovidiu, în rest golkeeperul Farista a închis poarta refuzându-le adversarilor șansa golului, chiar și la ocaziile importante ale lui Tavi Popescu și Băluță. Alexandru Buzbuchi și-a prelungit în luna ianuarie acestui an contractul cu clubul de pe litoral până în vara anului 2026. Constanțean, produs al Academiei Gheorghe Hagi, Alexandru Buzbuchi a debutat în Liga 1 pe 18 octombrie 2012, iar de atunci a evoluat în aproape 120 de meciuri în toate competițiile.